versurile la piesa asta? Le știu, că le-am cântat acum toamna trecută, fix acum un an am cântat ultima oară cântecul ăsta, independent. Neața, Cornel Ilie, bine ai venit în studioul Deșteptarea. Bună neața, bine v-am regăsit. Salut. Dar îmi vine să mă sui în tramvai, că așa era clipul ăsta cu... Am închiriat un tramvai pe în zona Ghica și ne-am plimbat cu el. Că să vreau și am auzit piesa asta, aoleu, trebuie să cobor la prima. Nu te-am întrebat niciodată, care e piesa ta favorită de la trupa Vanc? Mereu următoarea. Haide, mă, zi serios. Zi serios, mă, acum. Serios. Bine, așa, una favorită. Sunt vreo două cântece care nu sunt atât de cunoscute în conjurul lumii. Așa. Este un cântec, 5,3, un alt cântec. Și este unul pe care încă nu l-am lansat. Dar o să lansăm în curând. Și despre ce e vorba în el? Cam despre ce vorba în și alte cântece. Despre ce... Problemele mele le fac problemele altora. Aha. Le spun despre niște povești din relații. Uh-huh. Despre cum putem privi dragostea și din alte puncte tu de... Tu scrii singur versurile, nu? Da. Pentru... Da. Pare că sunt la terapie aici. Nu, cum nu. Cum stai deja pe mine. Tu și mă întreb, faci. Știi de ce întreb? Pentru că, de exemplu, adică sunt unele profesii în care sinceritatea este crucială. La radio, de exemplu. Nu poți să minți că te simte imediat. Când ești scriitor, scriitorii cei mai de succes sunt scriitorii sinceri. Însă mulți cântăreți folosesc versuri scrise, de aceea sunt versuri scrise și cântă și ceva. Dar la tine tu ești diferit din punctul ăsta de vedere. Sunt norocos că mi-am găsit pasiunea asta și că am investit foarte mult timp și încredere în ea, să scriu singur și muzică și text și să și le și cânt și mă ajută foarte mult. Și ce spuneai despre sinceritate, energia pe care o transmiți printre cuvinte, printre sunete, chiar și înscris printre rânduri a unor emoții sincere, se simte cumva. Nu știu cum se explică. Nu cred că există aparat pe lumea asta care să poată să măsoare de ce se întâmplă lucrul ăsta, dar se simte diferența între o confidență când o spui cu sinceritate sau un discurs pe care îl spui că l-ai învățat pe de rost. Altfel văd că ai început să albești un pic. Altfel văd că ai început să albești un pic. Un pic pe rând, așa, puțin. Adică un pic câte un pic. Bine ai venit în club. Are doi copii acasă și e pe undeva... Îl înțeleg. Da, l-am dat din părul meu. Care este videoclipul tău favorit? Aoleu. Flor, fete, Vanc, filme sau băieți? Era un joc, știi? Da, păi ăsta e drumul. Băi, nu știu. Cred că este un clip pe care l-am făcut în 2001-2002, pentru că este făcut cu un buget extrem de mic, foarte comando, se numea, e pentru piesa O Ultimă Dorință și mi-a rămas la suflet cumva clipul ăla, pentru că arată și foarte bine și e făcut fără să fi știut deloc ce facem acolo, iar din cele ultimele, cred că Doru are multe forme, pentru că are o emoție anume. Și spectacolul favorit de la Dupa Vanc? Spectacolul favorit este următorul, tot timpul. Bravo, că... am ajuns exact unde trebuie. Se numește Vernisaj. Se numește Vernisaj și o să se întâmple pe 13 decembrie, era să zic 18, dar nu știu de ce. 13 decembrie, cine vrea să ne întâlnească din nou la Sala Polivalentă după 3 ani de pauză, datorați sau din cauza pandemiei, punem în scenă un spectacol nou. Mergem din nou pe ideea că la concertele noastre știi că nu știi la ce să te aștepți. Și astăzi, de exemplu, avem o altă ședință artistică și de producție pentru a vedea cum să facem și acest spectacol să fie total diferit și total surprinzător pentru cine va veni acolo. La ultimul spectacol am fost în sală împreună cu Luca are poză la baterie. Eu nu am fost. Da, așa e, da. Bine, tu nu știi că am fost pe la baterie, că erai în la bestiare. Eu știu tot, mă. Am poză și tot. Cum? Da. Dar ce se întâmplă la spectacolele astea de diferite? Adică care e treaba? Spune că sunt oameni care nu știu și poate... E foarte bună sala polivalentă, pentru că e foarte multă energie acolo, capacitată, cumva, știi? Este foarte bună și pentru faptul că ai o zonă destul de mare de stat în picioare și pentru un concert sau pentru un spectacol de muzică. Este foarte important ca oamenii să se poată manifesta liber, să nu trească să facă gestul de a se ridica din scaun, după aceea să așeze, iar să se ridice, iar să... Și cred că este important pentru noi că de fiecare dată pregătim o poveste care să prezinte acel spectacol. Nu este doar un concept în care cântăm niște piese una după alta. Este un concept întreg în spatele spectacolului. Deci aveți o scenografie. Scenografia tot timpul este... Da, este spectaculoasă tot timpul. Încercăm să inovăm de fiecare dată, chiar și din punct de vedere tehnologic. Și s-a întâmplat asta în vreo 2-3 spectacole, să facem niște premiere pentru industria din România, industria spectacolor. Dar cel mai important asta este că propunem o călătorie care începe din momentul în care predai biletul,
la intrare, nu de când se stinge lumina, până se termină spectacolul. Și este... ne propunem de fiecare dată ca oamenii să uite de ei înșiși, să uite de orice se întâmplă în jurul lor, să uite că se află într-un sector din București, din România, și să fie unde vor ei pentru cele două ore aproape de spectacol. Vernisaj, sala polivalentă, 13 decembrie, ora 20. Felicitări, ai reușit să programezi acest spectacol. Asta e și titlul piesei pe care o ascultăm. În 5 minute ne întoarcem cu trupa Vanc live în Deșteptarea, în 5 minute. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.